Un profesor de muzică de liceu a fost forțat să demisioneze de un distinct școlar din Indiana pentru că a refuzat să folosească numele și prenumele alese de elevii trans. Alliance Defending Freedom a depus o cerere pentru Curtea de Apel din Statele Unite pentru a audia cazul profesorului de muzică John Klug, concediat, care dă în judecată Bronsburg Community School Corporation. O petiție pentru reaudiere a fost depusă săptămâna trecută ADF susținând că hotărârile împotriva lui Clug de la o instanță inferioară și un complex de trei judecători din Circuitul 7 îi resping libertatea religioasă. Divergența majorității față de atâtea alte precedente face de asemenea să primească greșit câteva întrebări suplimentare de importanță excepțională, se arată în petiție parțial. Decizia 1 interpretează greșit dovezile sunt relevante în cazurile de discriminare și răzbunare. La titlul 7, de școlile publice libertatea de a refuza orice acomodare religioasă, tratează ca lipsă de respect și neprofesională o adaptare religioasă neutră, menită să evite constrângerea de limbaj inacceptabil și interpretarea greșit ca în contextul expresarilor. Distinctul școlar, Bronsburg, a ignorat legea, hotărând că părerile religioase ale domnului Krug nu puteau fi tolerate și a revocat acomodarea religioasă pe baza mormăierilor câtova și l-a forțat să demisioneze sub pediapsa de reziliere. Decizia din instinctul școlar încalcă titlul 7 care face ilegală discriminarea cuiva pe baza religiei. Solicităm întregului circuit al 7-lea să ia acest caz, să anuleze această decizie ilegală și să se pronunțe de partea libertății religioase. În timpul anului în universitar 2017-2018, distinctul școlar al Clug le-a spus profesorilor și personalului că trebuie să folosească numele și prenumele preferate ale studenților transidentificați. Când Clug s a opus noi politici pe baza convingerilor sale religioase, oficialii școlii i-au spus că trebuie fie să se conformeze, fie să fie concediat, fie să își prezinte demisia până la 1 mai 2018. În 2018, după ce demisia sa a fost acceptată, Clug a dat în judecată oficialii, acuzându-i că au încălcat titlul 7 al legii federale privind drepturile civile prin faptul că nu s-au conformat credințelor sale religioase sincere. O instanță inferioară a respins unele dintre pretențiile profesorului împotriva oficialilor școlii și a decis împotriva lui Clug. În timp ce un complet de trei judecători din Circuitul 7 a decis 2 la 1 împotriva profesorului de muzică la începutul acestei luni. O practică care a căuzat indiscutabil vătămări emoționale elevilor și perturbări ale mediului de învățare este o dificultate nejustificată pentru o școală ca o chestiune de drept. După cum a recunoscut în sus Clug, școlile au un interes legitim în sănătatea mentală a elevilor lor. Klug a demonstrat că convingerile sale religioase sunt susținute cu sinceritate și a stabilit un caz pentru discriminarea religioasă. Prevederile de acomodare religioasă ale titlului 7 nu se aplică numai într-o comunitate care acceptă principiile religiei unui angajat. Relatează christianpost.com Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro